Bună și bine ați venit pe acest canal! Astăzi am pentru voi un haul vintage. După cum se vede, le-am aruncat bine, ele au fost așezate cumva, doar că s-au răsturnat între timp, s-a urcat Mișa și le-a dărmat, asta s-a întâmplat. Ce vreau să vă spun este că am aici articolele de pe Vinted pe care le-am luat în ultima perioadă, însă e posibil să mai fi introdus una de rândul trecut, nu m-am uitat la clip, nu am avut timp sincer să mă uit să văd ce v-am arătat și ce nu. Dar nu cred că hăinuțele astea vi le-am arătat, așa că vreau să vi le arăt astăzi ca să închei cu ele, nu o să mai plasez comenzi pe Vinted, v-am spus, pentru o perioadă. Astea sunt sincer cumpărate, cred că ultima, cred că cu 3 săptămâni, o lună, 3 săptămâni, cam așa, a venit, deci nu o să mai comand cât de curând. Bine, poate găsesc ceva extraordinar și o să-mi placă și o să îmi cumpăr, dar rare șanse. Așa că haideți să vă arăt ce am luat de pe Vinted. Și o să încep cu rochița asta, care a fost și ultima pe care am luat-o și care a fost 15 lei. Deci nu vă vine să credeți cât de frumoasă este la 15 lei și îmi vine foarte, foarte bine. Nu are o etichetă. Persoana care mi-a vândut-o a spus că este un M, dar eu cred că ori este un M mic, ori este un S. Vine așa cu un năsturel aici la mânecă. Are gulerașul ăsta și este pur și simplu dreaptă, animal print. Mă gândesc eu că o să o port așa pur și simplu simplă, cu o pereche de cercei în ureche, fără curelușă, fără nimic, pentru că, nu știu, mie îmi place genul ăsta de rochiță, croiul ăsta. Așa că, da, cu siguranță o să o port anul ăsta dacă o să mai slăbesc nițel, pentru că, sinceră să fiu, nu știu ce o să mai fac. Nu știu, nu pot să dau jos, ceva se întâmplă cu corpul meu, pentru că pur și simplu nu pot să dau jos kilograme. Am început să alerg și seara. Dar nu știu, nu mă ajută nimic, pur și simplu, habar nu am ce să fac. Dacă aveți idei, vă rog să-mi spuneți în comentarii, chiar am parte și de susținere și de tot ce e nevoie, am grijă ce mănânc, a venit Mișa cu Eli, dar nu știu, parcă nimic nu funcționează. Stați, mai beau o gură de apă ca să mă hidratez măcar. Haideți să mergem mai departe, cămășuța asta, deci vedeți aici. M-am gândit eu că o să port cu o pereche de pantaloni eleganți pe care îi am deja. I-am portat o dată de Revelion și îmi plac mult, acum sper să mai și vină. Este galbenă, un galben foarte aprins, foarte, foarte frumos. Și se leagă aici la gât, se face fundiță, vine cu năsturii ăștia, deci superbă. Stați așa că aveam un umeraș, s-o pun pe umeraș. Eu le-am adus aici pentru că vreau să pun și bac la spălat, să le spăl, să le calc mășile, așa le fac, le calc și le așez acolo pe umeraș, să știu că stă ok. Mă refer că așa le calc și le pun în șifonier ca să stea ok, dar o să le mai calc o dată înainte să le port, vă dați seama. Deci cam așa arată și aici se leagă pur și simplu, vine cu o fundiță foarte drăguță, zic eu. Aici are un năsturel din ăsta. Mi-a plăcut foarte mult și asta cred că a fost vreo 35 de lei, dacă bine zic. Mai departe, mai am o rochiță care mi-a plăcut mult modelul, însă nu-mi place materialul. Este plasticos, așa, cu siguranță transpir în ea. Dar îmi place modelul, ce-i drept. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este un bleomaren cu bulinuțe. Vine cu mâneca asta creață aici. Și jos, la fel, cu volănașe. Iar aici are un cordon cu care se leagă. Foarte drăguță, zic eu. Nu mai știu cât a fost asta. Cred că vreo 20 de lei, cam așa. Și să știți că nu are o măsură, este tot așa un SM, zic eu. Mergem mai departe cu o altă cămașă, tot genul ăla, pe asta am plătit 30 de lei, dar să știți că nu știu ce mi-a plăcut atât de mult. Mă gândeam că aici e alb, dar este așa un bejuliu, nu știu cum se vede la voi și parcă nu mă încântă, sincer. Asta văd că este de la Mango și este măsura M. Deci la fel ca și cea de mai devreme, are fundița asta la gât care se leagă. Acum nu știu ce să zic, mă gândesc că după ce o să o calc, după ce o să o spăl, după ce o să mă îmbrac așa și cu pantaloni și cu sandale, pantofi, să văd cum îmi vine, poate o să-mi placă mai mult, dar personal acum nu prea sunt încântată de ea, deși mi-a plăcut foarte, foarte mult când am văzut-o, acum nu știu ce să zic, parcă nu mă încântă așa de mult, nici materialul parcă nu-mi place așa de mult, nu știu.
e părere de moment probabil. Mi-am mai luat aici o rochiță. Stați că pe asta am și spălat-o, am și purtat-o. E literul, mama. Haideți să vă arăt. Puricoasa asta mică. I-am făcut baia seară la puricoasa asta mică. Ia uitați ce drăguț. Ia uitați ce drăguț e. Birel, mami. S-o cam speriat aseară. Sper să nu se sperie, pentru că vreau să-i fac o seară, da, o seară, nu știu dacă e bine, dar iese pe afară și am văzut, iese pe afară, o dau afară, vă dați seama, să-și facă nevoile, am învățat o să o dau afară și vine cu câte un purice și nu prea pot să-i dau cu nimic, cu soluții, pentru că mă leac se linge, pentru că o linge maică-sa și automat i-ar fi rău la pisică, deci am pățit chestia asta și nu mai vreau să pățesc asta, deci trebuie doar să o spăl, așa că o să o spăl perioada asta până se face un pic mai măricică. O să încerc să o spăl mai des. Abia aștept duminică să ajung, că am rămas fără șampon și să le iau șampon. Am luat rochița asta cu buline, care vine foarte, foarte drăguță. Este de la Croc, măsura L. Poate fi purtată și așa, vedeți că aici are elastic și pe umeri. Și este creață, așa, cred că e formă de A. Iar aici la piept vine așa cu o încrețitură. Cred că se vede. Mi-a plăcut mult modelul și am luat-o, am și purtat-o, v-am zis, de vreo două ori, cred că. Și asta a fost 30 de lei. Mai departe, mi-am luat eu un lot. Adică am cumpărat de la aceeași persoană câteva articole, dar nu mai știu exact. 1, 2, 3, 4. Cred că mai luasem ceva, dar nu știu ce. Mă rog. Mi-am luat rochița asta care este de la New Look și știu că nu pare nu știu ce chestie, dar credeți-mă că am tras-o pe mine, a aprobat-o și verișoara mea. Și e super frumos modelul ăsta, deci dacă aș găsi modelul ăsta de rochie, vine atât de frumos, atât de, nu știu, îți scoate corpul în evidență, nu știu cum să zic. Este o rochiță simplă, simplă mă refer ca și model, că, ca și imprimeu. Vedeți că este așa înflorat. Aici are un elastic și vine un pic bufantă, dar nu știu ce o face așa de specială, dar credeți-mă că arată super, super bine pe corp. La început mă gândeam să o dau cadou nașii mele, pentru că e genul ei de rochiță sau așa văd eu. Și pe urmă m-am răzgândit când am probat-o, pe urmă mi-a cerut-o și verișoara mea, m-a rugat să o dau, dar am zis totuși să mai păstrez o perioadă, pentru că fac prostia asta, cred că v-am mai spus, și pe urmă îmi pare rău, așa că am zis, haide să o mai țin, că oricum am luat-o pe damoaca. Cum s-ar zice, și vă spun și de ce, pentru că am luat 5 articole cu 18-19 lei, dacă vă vine să credeți, așa că am zis totuși să mai păstrez. Mi-am mai luat cămașa asta, Animal Print, la fel, îmi prea îmi place materialul, asta este de la H&M, un material așa foarte ciudățel, dar mi-a plăcut imprimeul și la fel a fost în lotul acela cu 18-19 lei. Așa că am luat-o și îmi place mult. Este măsura 36. Ciudat, pentru că e literog, mama. Pentru că îmi vine destul de lărguță și nu sunt eu de 36, clar. Mi-am mai luat o fustiță de piele, imitație de piele. La fel, de la aceeași persoană, în același preț. De la Armistu din New Yorker, măsura 40, dar îmi vine cam lărguță. Acum nu știu ce o să fac cu ea. Cam așa arată. Mă gândeam eu că unde m-am îngrășat, că o să-mi vine. Îmi vine ok, nu zic nu, doar că parcă îmi vine un pic cam largă și mă gândesc că dacă o să mai slăbesc, cum sper eu să mai slăbesc, să dea Dumnezeu să slăbesc. Stați că nu se poate. Nu se poate, nu se poate, se burcă pe scaun, se urcă pe scaun. Iubita mea, ce ai? Ce are fata lui mamă? Ce are? Ce are iubita lui mamă? Deci, după ce se trezește două ore, face numai nebunii prin casă, credeți-mă. Acum se urcă pe ring light. Și căței, i-a apucat cearta, nu știu ce. Haideți să terminăm de filmat, că trebuie să mă duc la ei. Și mi-a mai luat rochița asta de la H&M, măsura L, aceiași bani. Este o rochiță așa... simplu să zic eu, mă rog, nu știu dacă aș ieși cu ea pe stradă. Nu-mi place materialul, ce-i drept, are decupajele astea în zona taliei, să zicem. Și e cam așa. Na, ce să vă arăt mai mult de atât. Este măsura L, îmi vine lejeră. Pentru curte zic eu că e ok. Sau nu știu, poate când mă duc la mare sau habar n-am, nu știu când o să port.
Mai am aici trei articole și terminăm. Mi-am luat pantalonii ăștia cu care mi-am luat o țeapă și am observat, deci aveți grijă. Eventual cereți și o poză la măsură, pentru că am primit majoritatea hainelor fără eticheta cu măsura și nu prea ai cum, adică hai una, două, dacă am toate, pățesc chestia asta. Și am văzut că unele persoane practică chestia asta, îi taie eticheta cu măsura și îți spune M, pentru că majoritatea persoanelor, în mare parte, poartă M, vă dați seama, este o măsură așa, mai de mijloc, mai, nu știu, mai purtabilă. Mișa, te rog, Mișa, stați puțin. Deci nu știu cum să scap de el, că sare pe firul ăsta. Aș vrea să vă arăt și încearcă să-l muște și mi-l strică. Și vă spuneam, sper să nu mai vină, că mi-am luat pantalonii ăștia eleganți, spuneau că, spunea persoana respectivă, deci uitați, că este un M. Deci ăștia n-are cum să fie niciodată, dar niciodată M, cât de, nu știu cât să vă arăt că este, deci uitați, de aici până aici. Deci ăsta n-are cum să fie M nici în niciun caz, niciun M mai mic, nimic, n-ai cum. Sunt niște pantaloni eleganți, dintr-un material foarte, foarte bun. Așa lungi și evazați. Mi-au plăcut foarte mult, un roșu foarte aprins, dar ăștia nu are cum să fie M niciodată, niciodată. Să nu zic că ar putea fi un XS, nu un S, dar mă rog. Mi-am luat țeapă cu ei, chiar persoana care mi-a... Te rog, Eli, persoana care mi-a vândut pantalonii ăștia, cred că au fost vreo 40 de lei, m-a și avut și curajul să mă întrebe dacă îmi vine, dacă îmi plac, dacă sunt mulțumită. Nici măcar n-am lăsat recenzie, sincer să fiu. N-am vrut să-i dau retur sau ceva de genul, pentru că nu sunt caracter pentru 40 de lei. Dar clar a fost o țeavă, pentru că ăștia nu are cum să fie M niciodată. Deci, nu știu ce să-i fac la pisicuța asta. Și stați așa că am scăpat ceva. Și dacă las aici, distruge. Mi-am mai luat gecuța asta cu 40 de lei. Foarte drăguță. Persoana de la care am cumpărat spunea că este nouă. Nu știu ce să zic. Nu pot să zic că are urme de uzură sau ceva. Dar nici nouă n-aș putea spune că este. Este în măsura M și îmi place foarte, foarte mult. Îmi vine bine. Cu siguranță o suport. Chiar n-am nimic de comentat. Este o gecuță roșie. Un roșu închis, să zic eu. Da, un roșu închis. Mi-ar plăcut să fie un roșu mai așa. Da. E ok și așa, îmi place. Și asta a fost 40 de lei, v-am spus. Și mai am o rochiță pe care eu mi-am mai cumpărat-o de la cineva de pe OLX, dar am dat-o nașii mele pentru că, nu știu, mi se părea că e urâțică. Mie mi se pare că tot ce pun pe mine este urâțel și că nu stă bine și că sunt grasă și că chiar și atunci când eram slabă mi se părea că sunt grasă, nu mi se părea că am slăbit. Asta sunt eu, nu știu, cred că am probleme cu capul. Nu știu dacă vouă vi se întâmplă chestia asta, dar mie mi se întâmplă să mi se pară tot timpul că sunt grasă chiar și atunci când nu sunt. Când mă uit la pozele de anul trecut, de pe timpul ăsta, mi se pare că eram atât de slabă, sau cu 2 ani când am slăbit și aveam 65 de kilograme. Dar mie tot mi se părea că sunt grasă și că nu sunt așa slabă. Și mi-am luat rochița asta, este de la H&M, la fel și asta. Ia uitați, n-are eticheta cu măsura, bineînțeles, și spune că ar fi un M, dar la fel și asta este un S, clar. E așa bufant aici la mâneci, îmi place foarte, foarte mult, deci... Rochița asta e superbă și am zis să mi-o cumpăr din nou pentru că mi-a plăcut și are un cordon care vine în talie și rochița asta a fost, nu vreau să mint, dar cred că cel mai sigur 20 de lei a fost rochița asta, deci zic eu că pentru 20 de lei chiar își merită banii și să știți că este dintr-un material așa stil satin. Foarte plăcut la atingere și foarte ușor, așa, cumva poți să respiri, adică corpul poate să respire prin materialul ăsta, adică este unul finuț, așa, nu... Ce v-am arătat eu mai devreme? Parcă v-am arătat ceva. Nu cum e ăsta, așa, ăsta este așa, un plastic, nu știu, ăsta habar n-am. Ia să vedem dacă zice compoziția, dar să știți că e un material plăcut și respirabil, dar nu, bineînțeles că n-are etichetă, de ce ar avea. N-am ce să vă zic, dar... Cam astea au fost articole. De ceva timp le tot scot aici pe masă, le aduc din dressing, le pun aici să le filmez. Iar le duc înapoi pentru că, nu știu, mai vine cineva și nu pot să stau că ele aici în sfragerie unde filmez eu. Dar da, azi am zic, trebuie să filmez și acum că filmez eu este dimineață. Dar am zis să filmez acum, că dacă mă apuc de treabă, clar nu mai filmez nimic. Și mai am aici lângă mine să
să filmez și produsele consumate, abia aștept să scap și de astea, să le arunc, să fac curățenie. Nu știu, ador, nu știu cum sunteți voi, dar ador să arunc tot de prin casă, să fac declutter așa. Cu siguranță o să fac unul după ce o să, de fapt nu după, înainte să dăm cu lavabilă, înainte de nuntă, asta fiind prin august, zic eu. Dar mai am de așteptat până atunci, mai avem multă, multă treabă în curte până ajungem în casă. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi, vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă și nu uitați să-mi dați un like acestui clip, pentru că am văzut că ați început să-mi dați like-uri la clipuri și sunt super, super încântată de chestia asta. Și să-mi lăsați un comentariu, nu vreți să-mi lăsați niciun comentariu, nu v-a plăcut niciun articol, nu vreți să scrieți nimic, lăsați-o inimioară, apreciez foarte, foarte mult și mă ajută super mult. Vă pup și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!